Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ramadan Mubarak tuturor. Îi mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala că avem posibilitatea și în acest an să ținem post în această lună binecuvântată a Ramadanului. Fără îndoială că dacă ne uităm în urmă cu un an, cu doi ani, cu trei ani, vom vedea că erau printre noi credincioși, drept credincioși, frați, surori, care au ținut post. Iar în acest an nu mai sunt, ori nu mai sunt printre noi, ori nu mai pot ține post. Din motive diferite. De aceea, ține postul în sine este o binecuvântare de la Allah subhanahu wa ta'ala, o binecuvântare pe care nu o înțeleg decât cei care în această lună țin post. Cei care au credință, deoarece gustul postului îl primim prin credința noastră. Dacă nu avem această credință, pentru noi postul devine sete, foame, povoară, greutate, obstacol, orice lucru lumesc, orice lucru greu, dar nici de cum un post care să ne ușureze și care să ne dea o satisfacție spirituală, o liniște sufletească. De aceea postul este pentru credincioși, într-adevăr, o cale prin care își găsesc liniștea sufletească. Iar pentru cei care credința lor se cutremură, deci pentru cei care nu prea au credință, chiar dacă încearcă să țină post, postul pentru ei este o povară, o greutate, un obstacol. Postul, ca și celelalte ritualuri de adorare, este un ritual care trebuie făcut cu mult suflet, cu multă dăruire, cu multă pasiune. Atunci când ții post, trebuie să te sacrifici, trebuie să înțelegi rostul postului, trebuie să conștientizezi pentru cine ții post și trebuie să conștientizezi faptul că nu Allah are nevoie de acest post, ci noi suntem cei care avem nevoie de el. De aceea Allah subhanahu wa ta'ala, conform unei relatări al profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu are nevoie ca noi să ne înfometăm și să ne însetăm, atât timp cât noi nu renunțăm în timpul postului la vorbe deșarte, urâte, la un comportament neadecvat, la răutate, ură, dușmănie și așa mai departe. Deci postul ar trebui ca pentru fiecare om să fie o poartă către paradis. De altfel, Allah subhanahu wa ta'ala promite celor care țin post o poartă specială pe care vor intra numai cei care postesc în ziua de apoi. Este poarta Răian pe care vor intra cu voia lui Allah cei care țin post numai și numai pentru Allah. Inshallah să fim dintre aceia care țin post pentru Allah, care primesc răsplata postului lor, să fim dintre cei care avem un post primit și să primim răsplata acestui post atât în această viață, să ne bucurăm de ea, cât și în viața de apoi, atunci când vor fi strigați cei care intră pe poarta Răian, să fim și noi printre ei, inshallah. Ramadan Mubarak tuturor!